CSM Târgoviște a câștigat finala mică a Final Four-ului Cupei României, 97-67 cu Modesta Alexandria. Dâmbovițencele au jucat în preambulul ultimului act al competiției disputate ICIM și Sepsi, cu trofeul pe masă. Doar 300 de fani ai vicecampioanei au venit la meciul pentru locul 3. Un fel de meci care nu contează. Ați văzut, fetele au jucat relaxat, n-avea niciun fel de miză. Jumătate din ele, cel puțin, măcar au respectat publicul și au încercat să facă un meci frumos. Târgoviștenii au primit laude pentru organizarea Final Four-ului de la Horia Păun, președintele Federației Române de Basket. Păun a premiat câștigătoarea trofeului, ICIM Arad, și a tras concluziile după întrecerea de la Târgoviște. Un Final Four foarte frumos, am avut parte de o finală atractivă, două echipe care și-au dorit foarte mult victoria. În final a câștigat echipa din Arad, care s-a dovedit mai în formă și a jucat mai bine. Mă bucură foarte, foarte mult că tot meciul și toată atmosfera a fost plină de fair play. Galeriile și-au încurajat preferații și în final pot să spun că am avut un eveniment foarte, foarte bun.